Din nou în direct, continuă actualitatea. Ce au rușii deja și ce vor? Au aproape tot Luganskul și peste jumătate din Donetsk în acest moment. Se bat acum aprig pentru un oraș de 100.000 de locuitori, Severodonetsk. De ce e atât de important acest punct, vă spunem imediat. Și căutăm răspunsul la întrebarea cât mai pot obține la cum arată lucrurile acum. Se mai poartă o bătălie, una pe cereale, blocada Rusiei din largul Odesei ține peste 25 de milioane de tone de cereale departe de țările înfometate ale lumii care au nevoie de această materie primă. Ce vrea Putin ca să permită traficul în Marea Neagră, aflați în câteva minute. Tot în această oră, despre divergențele care par să se adâncească între statele occidentale în ceea ce privește abordarea față de acest război, abordarea pe termen lung, să fie o pace rapidă care să implice și cedarea de teritorii sau înarmarea în continuare a Ucrainei în speranța că va zdrobi Rusia și o va slăbi pe termen lung. Sau există poate și o a treia cale, să învingi Rusia, dar fără să o umilești. Căutăm răspunsul. Vi-i prezint pe invitații acestei ore fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Bună seara. Generalul în rezervă Dan Grecu. Bună seara. Bună seara. Și analistul de politică externă Marius Văcărelu. Bună seara, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult tuturor. Mai întâi, domnule general, să încercăm să ne explicăm ce se mai întâmplă pe teren, de ce această înverșunare pentru acest oraș de care vorbeam, care e cheia acolo? Cheia este o schimbare de tactică a ofensivei armatei Federației Ruse, în sensul că dacă ultimele două luni s-au poziționat și au acționat în așa fel încât să asigure sau să încerce asigurarea unei grupări principale de forțe ucrainiene dispuse în cele două regiuni la contact cu forțele separatiste din Lugansk și Donetsk. De data aceasta au început pe cele două direcții, dinspre Harkov spre Mariupol și viceversa, nord-sud, sud-nord, pentru așa numita lovitură în clește. De data aceasta au încercat și se pare cu mai mult succes, continuând sprijinul de artilerie, cu aviație, cu tancuri, cu mai mult succes să încerce să realizeze pătrunderi pe niște direcții mai mici, dar care să separe forțele ucrainiene pe de-o parte, în grupuri mai mici, devenind astfel un inamic mai puțin puternic și, în egală măsură, dar concentra destul de multe atacuri cu artileria cu bătaie lungă asupra punctelor obligatorii de trecere din adâncimea dispozitivului sau chiar din spatele dispozitivului forțelor ucrainene, care să împiedice reîmprospătarea, atât cu personal, cât și cu armament, muniții, carburanți, mâncare, logistică, tot ce ține de resurse. Deci aceasta, de vreo săptămână s-a văzut această schimbare, astfel că Iziumul, care spuneam noi că este umărul puternic și așa era acum vreo săptămână, două, rămâne un punct stabil, dar spre aceste direcții, spre Severodonetsk, spre Kramatorsk, mai sunt câteva localități mai mici decât Severodonetsk, este cea mai mare. Aici se concentrează efortul Federației Ruse, armatei Federației. Încă o dată spun, acest scop să separe pe cât posibil, să creeze breșe mai mici sau mai mari în acest dispozitiv, încă o dată pregătit de aproape 8 ani de zile. Da, să vă mai întreb ceva, pare că s-au copt niște condiții care nu erau înainte, adică par încurajați rușii de ceva în acest moment, sau e pur și simplu o chestie de numerică? Aruncăm acolo resurse? Și, dacă îmi dați voie. Deci, pe de o parte, cucerirea Mariupolului sau terminarea luptelor din jurul combinatului de la Azovstal a eliberat un număr foarte mare de militari. Acolo, mai mult sau mai puțin, vorbim de vreo 20 de batalioane care erau acolo, adică undeva la 15.000, poate chiar mai mult de luptători, plus echipament. Au mai rămas, indiscutabil, câteva, dar un 10.000 de oameni s-au făcut disponibili, ori asta se simte. Armata ucraineană de toată zona Lugansk-Donbass era estimată undeva la 30-35.000 de militari, posibil întăriți cu luptători din Garda Națională, cu oameni mobilizați pe plan local, dar armata aceasta. Deci, odată o suplimentare de forță. Intervine forță umană. Intervine și al doilea aspect, care l-am mai amintit chiar în emisiunea noastră.
toate fabricile de armament, de muniții din Federația Rusie funcționează. Nu, probabil nu mai funcționează la high-tech, că primesc mai greu resursele tehnologice din altă tehnologie, dar cele clasice cel puțin funcționează. De partea ailaltă, în Ucraina, este aproape total dependentă de sprijinul care vine dinspre vest, pentru că cea mai mare parte a capacităților de producție au fost măcar avariate, dacă nu distruse. Deci un pic, cum să spunem, un pic memento sau tempoul este puțin favorabil rușilor. Oricum, au și reușit o ridă ofensivă mai mare în ultimele zile față de 1-2 km, au ajuns și la 2 și la 3 și la 4 pe unele direcții. Nu dramatic ca să schimbe balanța, dar cu, hai să zic, optimist din punctul lor de vedere. O să încerce să ia bucățică cu bucățică, chiar dacă aceste bucățele sunt mici, că de-aia sunt bucățele, și o să negocieze Putin, dacă o să negocieze vreodată, doar în momentul în care o să aibă suficiente de astfel de piese de pus în puzzle-ul lui. Aceste oblasturi, Donbass, Donetsk, Luhansk, ieșirea Mariupol spre Marea Azov, practic se află în conflict din 2014. Înainte de intervenția de la începutul acestui an, în aceste zone au murit peste 20.000 de oameni. Deci, din acest punct de vedere, interesul Federației Ruse negat sub aspectul intervenției directe. Nici acum nu discutăm de un război, discutăm de o operațiune militară specială. A fost cât se poate de clar și evident. În ce măsură se poate așeza la un moment dat la masa dialogului sau a negocierii, plecând de la situația faptului împlinit, sigur, rămâne de văzut. În acest moment, ucrainenii sunt foarte categorici împotriva unei astfel de variante și exclud orice fel de compromis din acest punct de vedere, chiar dacă semnalele sunt primite, să spunem, la o reuniune a Forumului Economic de la Davos din partea unui fost ministru de externe care acum are 99 de ani la Kissinger, mă refer. Deci par a fi extrem de categorici în ideea de a respinge militar orice fel de fapt împlinit pe care l-ar spera Moscova. Din punct de vedere al Moscovei, iarăși, miza este totuși destul de redusă. Practic, într-adevăr, având în vedere componenta economică ce se adaugă în acest moment la această intervenție militară, se pare că, dincolo de fragmentarea Ucrainei, tendința este de, practic, de anihilare economică a acestui stat. Ori, din această perspectivă, sigur că și palierul de compromis este destul de redus. Dacă Ucraina vrea să se salveze economic, cedând, sau nu, de fapt, făcând o serie de concesii, pentru că, după părerea mea, toate aceste zone nu s-ar alipi la Federația Rusă. Ar avea un anume tip de autonomie și aici recitim acordurile de la Minsk, 2015-2016, girate inclusiv de Franța și Germania, în care aceste regiuni, în care acum se desfășoară acțiuni militare, practic dobândeau o autonomie extrem de serioasă, chiar în a se pronunța în politica externă a Ucrainei. Acum, acolo de la Minsk nu mai sunt practic operaționale și se încearcă practic generarea unei situații militare pe teren care să fie respectată, cum se spune, cu forță. Bun. Pentru a ridica blocada aia de care vorbeam ceva mai devreme, din largul Odesei, rușii pretind ridicarea sancțiunilor. Adică pentru ei e simplu. Dăm drumul la transporturile alea de cereale care ar salva și Ucraina economic, dar ar salva și o grămadă din țările planetei care așteaptă acele cereale, dacă ne ridicați sancțiunile. O observație interesantă înainte să răspundeți, domnule profesor. Țineți minte că acum câteva zile ziceau că Uniunea Europeană a furat cerealele din Ucraina, le ține sechestrate ca să nu le dea țărilor care au nevoie de ele. Acum rușii cred că au uitat de chestia asta, că recunosc cu subiect și predicat că da, ei mențin această blocadă și că dacă vor alții să beneficieze de cereale, dau ei drumul contra ridicării sancțiunilor. Politica aceasta anti-sancțiuni nu este nouă. Adică au mai fost câteva evenimente în ultimii ani, practic, în care Federația Rusă a cerut ridicarea sancțiunilor. Deci e o petardă asta, o fumigenă? Sau? Nu, evident. Sancțiunile, și vă spun din postura omului care a fost de mai multe ori în Rusia, inclusiv după 2014, au avut efect puternic în realitate în țară. Și atunci a fost, evident, o dorință reală de a le da la o parte. Asta e un aspect. Mai important mi se pare însă faptul că în această problematică a cerealelor și sancțiunilor este implicată Turcia. Care Turcie nu negociază cu ambele părți, se consideră că are o relație mai bună cu ambii lideri, deci și la Kiev și la
și la Moscova și doresc să facă un mod de, mă rog, o modalitate de garantarea transportului de cereale către, către zona Africii. Să nu uităm un lucru, Turcia este o țară care are veleități în ultimii ani manifestate și în direcția Africii, deci este un aspect pe care Turcia încearcă să-l joace în capital propriu, dar nu doar pe plan intern sau plan internațional, spre relația, spre exemplu, cu NATO, ci și cu zona africană. Adică ce zice? Escortez eu navele alea? Pentru că prin intervenția mea, a fost decisivă, încât cele două părți să ajungă la o astfel de situație și milioanele de tone de cereale care vor ajunge în Africa și care, practic, vor asigura stabilitatea unor societăți, pentru că asta va fi marea problemă pe care o vom vedea în anumite țări din Africa în următoarele luni, da? Vor trebui să ne rămână datoare cumva. Pentru diferite, spre exemplu, investiții pe care companii turcești doresc să le facă, pentru, spre exemplu, contracte de exploatare a anumitor resurse naturale și mai multe variante. Aici vine întrebarea, cum poate Turcia să facă ea de una singură? La un moment dat am văzut că se vorbea de un mandat al ONU pentru Turcia, că acolo Marea Neagră, mă rog... Până la urmă, geografia ne arată că nu poți să treci cele două strâmtori fără acordul Turciei, indiferent de mandat. Și atunci, până la urmă, situația de fapt cum impune... Cum extragi navelele de acolo? Îi țipă rușii, ameninți? Ameninți. Dar nu, deci este încercarea de negociere. Până la urmă, iarăși, suntem într-o competiție de imagine între state și în această competiție fiecare punctează cu ce are. Adică, cu ce Turcia poate. Trebuie să-i dea ceva la schimb Rusiei. Toată lumea. Asta, înțeleg. Nu doar asta. Nu. Turcia, repet, joacă în clipa de față și președintele Erdogan, de fapt, joacă într-o altă, cum să spun, într-un alt meci, ca să spun așa, fotbalistic vorbind, că avem și finala sâmbătă. Nu uitați că în clipa de față, înainte de a începe acest conflict, inflația în Turcia ajunsese deja la niște valori foarte mari. Deci presiunea era puternică pe președintele turc și atunci o astfel de situație iar îmbunătăți în poziția. Planul PR-ului și imaginii la ce folosește. Întrebarea e concret ce se poate face. Adică nave escortate, culoar negociat. Asta pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie acordul celor două părți. Pentru că ideea este următoarea. Până la urmă, dacă nu poți să pleci din portul Odessa sau oricare alt port, atunci cel care nu permite trecerea este prima persoană care trebuie să fie de acord, logic. După aceea ajungi la a doua, pentru că de fapt dacă sunt să ne uităm, sunt două praguri. Nu? Primul este pragul portului din Ucraina și al doilea este pragul Istanbul, mă rog, Bosfor, Marea Marmara. Deci cam asta este discuția în sine. Dar întrebarea pornită la sancțiuni. Deci discuția despre sancțiuni nu este nouă. S-a mai reiterat, inclusiv astăzi primul ministru de externe Lavrov a reiterat un apel, a avut un apel către țările din Africa în acest sens. Domnule, discutați despre ridicarea sancțiunilor ca să putem să vă sprijinim mai mult. Deci e o problemă reală, pentru că lista de sancțiuni a fost una până în 2022, dar această listă a crescut, iar în raport de această listă, pierderile economiei se văd încă nu foarte mult, dar ați văzut, poate, nu circulă niște tweet-uri care spun că estimarea ar fi de o scădere a economiei Federației Ruse cu până la 30% în acest an. Asta înseamnă să o ducă mai aproape de la 1,7 trilioane de dolari cât aveau, mai aproape de 1,1, deci este deja 1,1 trilioane, este o scădere masivă, ca să spun așa, și efectul evident nu va fi doar pentru anul acesta. Pentru că și în 2014 au fost acele sancțiuni aplicate, dar efectul cel mai puternic a fost în 2015 și în 2016. Deci cam așa. Da. Mai e un motiv, iată, pentru care aceste țări, să zicem, mai puțin dezvoltate, nu neapărat mici unele dintre ele, ba chiar foarte mari, sunt cumva în afara bulei noastre în care vedem bulei noastre sau bulei lor. Occident versus Rusia, nu? Aici nemulțumirea e crescândă, probabil, aici acolo. Aici o semicritică legată de faptul că nu întotdeauna nu este atentă societatea românească la ce se întâmplă în plan extern și foarte mulți cred că totul se întâmplă doar în București. Noi zicem, e noi contra ei și atât. E mult prea simplificat. Și probabil că îi urăsc și pe unii și pe alții în momentul ăsta. E mult prea simplificat și ideea e următoare. E o glumă care spune că, doamne, dacă vrei un om să pedepsești un om, închide-l în bibliotecă. Da, deci pentru că în momentul în care va intra acolo, va începe să înțeleagă mai multe lucruri decât ar fi gândit vreodată. La fel este și aici. Foarte mulți, din păcate, pe la noi prin oraș, să zicem, au această viziune că, domnule, nu sunt decât unii sau alții, că nu există decât o singură parte și dacă se poate să ascultăm știrile doar dintr-o singură direcție. Da. Aici e o problemă.
sau că toată lumea e, știu eu, raliat așa în spatele aici, ceea ce numim Occident. Aici, în aici, aici da. o singură precizare, da. Una singură. Anibal Teodorescu, mare profesor de drept administrativ în anii 20-30, spunea așa, într-un curs de drept administrativ, nu există român care să nu aibă cele mai bune idei pentru absolut orice problemă frământă omenirea. Și cu asta am spus tot. Bun, apropo de cerealele astea, domnule general, ucrainenii au și o dilemă de securitate aici, nu? Pentru că au împânzit cu mine Marea Neagră. Doar puțin să revin la ideea. Eu am citit ce a apărut în presă vis-a-vis de convorbirea Draghi Putin, în care s-a discutat și despre acest subiect și vorbea despre 7 itinerarii, deci practic și 7 porturi. Da. Ceea ce mă face pe mine să cred că e vorba inclusiv de unele porturi ruse, deci e vorba și de exporturile ruse, nu numai dragostea față de exporturile ucrainene. Deci este la pachet și normal că atunci trebuie ridicate sancțiunile. Acum, este clar că ucrainenii nu pot să folosească acest moment pe scară largă, din punct de vedere a portului, decât doar unul. Odessa, Sevastopol, nu, Mariupol, nu, altele, nu, că s-a terminat. Da. Deși acum 2 sau 3 zile rușii au spus că portul Mariupol este operațional. Dar cum să ajungă grâu ucrainean pe acolo? Numai că zboară și grâu încă nu zboară. Rușii fac mișto de multe. Da. Iar pe partea asta, la Odessa, știm că legătura... Zona aia, Odessa, spre Ucraina, este înconjurată, zona Odessei este de râuri, de o parte a Bugului inferior, de o parte a Nistrului, alte râuri mai mici care sunt, și principalele căi de traversare dinspre nord, spre sud, spre Odessa, respectiv acel pol care a fost de vreo 3 ori lovit până acum, este distrus. Cela era și rutier și feroviar. Pe lângă faptul care l-a spus Zelenski de acolo o lună de zile, a spus și Kuleba, că nu au nicio încredere să tranziteze teritoriul controlat de către forțele ruse spre orice port, indiferent care este. Venind acum pe mare, Odessa este înconjurată de flota de nave ale flotei mărine, nave ale flotei mării negre a Federației Ruse, pe de o parte, pe de altă parte, este burdușită, dați-mi voie să folosesc un termen neacademic, de mine instalate antinavă de către forțele de apărare ucrainiene. Unele de ele le-am văzut și noi, că au luat-o și spre România, că mai scapă din ancorele cu care sunt. De aici dilema. Ce faci? Deminezi zona aia? Ai cum să o deminezi controlat încât să-ți treacă nave comerciale pe un anumit culoar? Ea poate să fie fără riscul deminată. Că vin rușii, intră și ei acolo imediat se prind... Da. Bineînțeles că ea poate să fie deminată, inclusiv printr-un efort internațional. Orice câmp de mine și terestru și care se plantează, se plantează după un plan, există documente. Mai rar s-a mai întâmplat și în general între țări mai subdezvoltate, să spun așa, la războaie de-astea, de la meciuri de fotbal sau de la alte probleme, ca să fie pur și simplu împrăștiate la întâmplare. Deci o deminare se poate face, inclusiv cu ajutorul comunității internaționale. Dar pentru asta revin înapoi, trebuie un acord. Dacă unii tot trec pe acolo cu nave, cu avioane, rachetele zboară pe sus, dronele pe la mijloc, va fi foarte greu să realizeze așa ceva. Drept dovadă, și navele comerciale care vin spre noi vin un pic așa mai la mal decât de obicei de înainte. Adică nu mai au chiar prin mijlocul dron și evită curenții, cei care au dus inclusiv cele 2 mine care au fost descoperite în apele noastre teritoriale. Un acord trebuie să găsească, sau mai multe forme de acord trebuie să găsească occidentalii la diverse probleme. Rămâne această chestiune a embargoului asupra petrolului rusesc. Acolo Ungaria ține lucrurile blocate. Sau, mă rog, ne place nouă, poate să vedem Ungaria ca fiind obstacolul cel mai vizibil. Politic, săptămâna viitoare se vor opune formal. Deci... Bun, iată. Mai au și starea asta de urgență, care probabil pe plan intern îi ajută să vândă anumite decizii. Și să infirme deciziile Uniunii Europene, nu numai ale Parlamentului de la Budapest. E, cum ieșim din povestea asta? Există vreun plan? Sau planul, de fapt, nu, să rămână? Nu există niciun plan. Este vorba de determinare și de voință politică. În măsura în care, prin voință politică, Ungaria este, de exemplu, că a venit vorba de acest stat, este făcută să înțeleagă faptul că variantele care îi se propun astăzi la gazul rusesc pot fi fezabile pentru o perioadă rezonabilă de timp, atunci lucrurile ar intra, poate, într-un anumit tip de normalitate. Pe de altă parte, Ungaria generează un tip de discuție înăuntru Uniunii Europene care pe noi nu ne favorizează niciun fel, și anume
decizii care s-ar lua, fie în legătură cu un cerc ceva mai distanțat de nivelul de negociere și de masa critică de la Bruxelles, așa cum a propus la un moment dat Macron, plecând de la ideile lui Juncker în urmă cu ceva ani, cu Europa cu 5 viteze, fie votul care să infirme unanimitatea, așa numai votul calificat. Și aici se intră în alte paradigme care, sigur, mai ales pe noi, nu ne fac deloc fericiți. În al doilea rând, să nu uităm un lucru. Cu toții suntem pe această frontieră. Ori o politică uniformă în legătură cu toate tipurile de atitudine pe frontiera spre proximitatea estică, deci spre zona de criză, ar fi un semnal foarte bun. Pe de o parte, în legătură cu solidaritatea și coeziunea în Uniunii Europene și pe de altă parte, în legătură cu ceea ce se spune la NATO, unde Ungaria este stat membru, anume, politica NATO, deja noastră a tuturor, are trei elemente definitorii, avea trei elemente definitorii în relația cu Federația Rusă, și anume dialogul, mă rog, există și acum, apărarea și descurajarea. În momentul în care unul din statele membre de pe frontieră are o politică diferențiată, ei acum plătesc în ruble, de exemplu, gazul. Au încălcat înțelegerea dinăuntru. Tocmai în virtutea acestei stări de urgență pe care o au. Exact. Este clar că apare o diferențiere și aici este nevoie ca noi, înăuntrul alianțelor occidentale, să o reglăm. Că va fi folosită de cealaltă parte, în mod evident. E până la urmă, intră în logica de confruntare. Da, ne-a explicat cineva public ce soluție are Ungaria, cum poate fi ajutată ca să nu se mai afle în această stare de opoziție? Nu, eu aș fi și interesat. Și să rămână doar ideea că Orban e de fapt un aliat al lui Putin și atât. Bun, dar eu aș fi interesat ce soluție au celelalte state față de această poziționare a Ungariei. Evident, sunt state mult mai condiționate de importul de hidrocarburi din Federația Rusă, precum Slovacia. Acolo discutăm de 100%. Care nu a avut o poziție politică atât de delimitativă precum Ungaria. Deci se poate, există soluții. Sigur, și Bulgaria, există și pierde. Bulgaria în egală măsură. Care la fel e dependentă în... Da, și care a intrat într-o logică cu... zonele de delichefiere a gazului chefiat, Alexandropolis, premierul bulgar s-a dus, a stat acolo. Deci eforturile în acest sens se fac. Sigur că există pierderi, fără doar și poate, dar să zic, care e costul? Ungaria, de fapt, nu vrea, ca să nu ne mai ascundem după pătrunjel. Ungaria nu vrea pentru că soluții ar găsi cum au găsit Bulgaria sau Slovacia, de care pomeneți. Cu anumite asta costuri, era întrebarea. Asta este. Da. Dacă îi arată, îl expune cineva exact pe Victor Orban în toată... Și atunci întrebarea noastră de această parte a frontierei este: mai avem garanțiile de solidaritate dinăuntru Alianței Nord-Atlantice, mai ales? Deci situația, după părerea mea, este foarte delicată. Ungaria a anunțat că la viitorul Consiliu de săptămâna viitoare va bloca al 6-lea sau al 7-lea val de sancțiuni în ceea ce privește importul de petrol. Bun, asta ne duce mai departe cu discuția, domnule profesor, la câte fracturi există în legătură cu evoluția pe termen mai lung a acestui război. Și aici inventariam pozițiile: o pace grabnică, pentru că se pierd vieți omenești, pentru că situația e dificilă pentru toată lumea. Ori asta ar putea implica și cedarea unor teritorii. O zic deocamdată diversi politologi, intelectuali, borduri editoriale și așa mai departe. Le-am inventariat zilele astea. Cealaltă optică ar fi: nu. Rezistență, înarmare până în dinți, continuă a Ucrainei, până când Rusia înțelege că nu trebuie să mai facă, să se retragă și să nici nu mai încerce altă dată așa ceva. În opinia mea, mai important va fi, în luarea unei decizii într-un sens sau altul, calculul politic intern. Și după aceea raportul de forțe. Deci culmea... Calculul politic intern al acestor țări? Celor două țări, în primul rând, al celor două țări. Pentru că, până la urmă, în 2024 vor fi alegeri în Federația Rusă, în 2023, dacă nu mă înșel, adică la anul, vor fi alegeri în Ucraina, sau așa ar trebui să fie. În clipa de față, președintele Zelenski este un erou, deci practic are asigurat, cum îi spune, realegerea și nu poate ceda, inclusiv în această perspectivă, pentru că dacă i s-ar crea imaginea de om slab care a cedat pentru aproape orice sau așa, imediat va fi practic anihilat la nivelul imaginii. Și se pot crea alți oameni politici în clipa aceasta. Să nu uităm iarăși că președintele Zelenski, înainte de februarie 2022, nu avea o poziție foarte fericită în sondaje în propria lui țară.
Legat de situația din Federația Rusă, păi în 2024 președintele Putin va avea 72 de ani, deci iarăși o discuție legată de vârstă, legat de elitele din jur. Ați văzut că unele din mesajele pe care se dau la nivel politic, la nivel politic înalt, sunt iarăși dintr-o generație care este născută în principiu în anii 50, deci cu tot respectul pentru oamenii născuți în anii 50, dar societatea rusă nu este încântată de faptul că acești oameni au preluat puterea, sau mă rog, doar ei în general au ocupat zonele de vârf și nu lasă și altora mai tineri să facă ceva. Deci e o discuție mai largă și de fapt mie asta mi se pare că primul calcul va fi cel intern. Evident, raporturile de forță, ați văzut poate astăzi, cu siguranță ați văzut o declarație a unui general rus, că această situație poate să dureze 5 sau 10 ani. Nu e orice general rus. Evident, e măcelarul din Cecenia. Da, asta e așa. Dar Vladimir Shamanov. Bun. El e generalul numele rus. Shaman, vă dați seama, deci așa. Ideea este că 5-10 ani înseamnă de fapt, dacă sunt să ne uităm, înseamnă de fapt 2 sau chiar 3 cicluri electorale. Păi, înseamnă foarte mult acest lucru dacă sunt să ne gândim, pentru că ideea de atingere unui obiectiv în integralitatea lui într-un astfel de interval de timp înseamnă evident și, am mai insistat pe treaba asta, un alt tip de elită care în aceste luni începe să se creeze în ambele țări. Și aceste noi elite de război, de diferite formule, de război economic, de război militar, de război de, mă rog, de orice tip, sunt elite care vor cere și vor pretinde în următorii 3-4 ani poziții de vârf și va fi destul de interesant de văzut cum îi vor da la o parte pe cei din elitele anterioare. Deci va fi inclusiv un conflict intern într-o astfel de desfășurare de lung. Da. Dar iarăși aici va depinde într-adevăr și de forțele interne, de desfășurarea de forțe, dar în primul rând de interesele pe care le au. Totuși oamenii politici sunt oameni, da? Mulți dintre ei, dacă au și copii, trebuie să știe foarte bine că dacă pierd poziția, e posibil să ajungă la o instanță de judecată și după aceea viitorul nu numai al lor, ci și al familiei poate să fie amenințat, proprietățile să fie blocate, nu confiscate. Și atunci, pentru cine ai muncit toată viața ta, nu cum spune cântecul lui, știți bine la cine mă refer. Da. Avem de partea cealaltă trio ăsta de state, Franța, Germania, Italia, care cântă cumva pe aceeași voce partitura asta și spun pace cât mai repede, încetarea focului. Ori asta nici nu e nevoie să spună explicit, domne, dați-le ălora ceva să înceteze focul. Rezultă din formulări. Președintele Macron a fost reales, după cum știți, într-un anumit context, dar avem alegeri peste 2 săptămâni, alegeri parlamentare. Și după toate sondajele, partidul pe care, nu, la Republica Marș, An Marș, cum se numește, e pe locul 3 în sondaje. Ceea ce va fi interesant, nu? Să ai un președinte care este reales și la mai puțin de jumătate de an ajunge cu propriul partid pe locul 3. Așa sunt sondajele în clipa de față. Da. Partidul cancelarului german a pierdut la niște alegeri locale în ultimele săptămâni destul de puternic în mai multe landuri germane. Iar deci, este un fel de echilibristică, ca să zic așa, nu? Pe plan politic intern și în raport de propriu partid și în raport de propriu electorat. Să nu uităm totuși că există și o idee de moralitate la nivel internațional. Iar oamenii pretind această moralitate nu numai liderilor, ci și relațiilor în sine. Bun, dar poate avem niște calcule militare, domnule general, care arată că s-ar putea totuși câștiga acest război, cum zicea Joe Biden. Mă uit înapoi, adică mă uit la istorie. Da. Deci, odată, știți mai mult de 2 războaie de apărare ale lor? Eu știu pe unul cu Napoleon, când a fost Baba Iarnă, învingătoare, de fapt. Și îl știu pe al doilea marele război de apărare patriei, care a început, numai fiindcă a început Hitler înaintea lui Stalin, că altfel era invers. Era, deci treaba era foarte de altfel, asta fiind și una din explicațiile pe care șefii ai mobilizării sovietice au declarat-o după război, faptul că atacul Germaniei a prins cu toată muniția dusă la graniță și nu de-aia au trecut, nu au mai făcut ce să-i împuște pe nemți și au trebuit să aștepte 2 ani de zile până să poată să organizeze o apărare puternică, culmea, tot cu ajutorul americanilor, prin transporturile, prin Marea Nordului, prin la Murmansk, etc. Dar, deci asta este odată. Ei nu se apără. Așa că va fi o mare problemă din punctul ăsta. Tot în istorie. În 45 au stat în Republica Democrată Germană, când după 8 mai occidental și 9 mai sovietic. Și au stat până în 90. Și în Democrată Germană, și în Polonia, și în Ceoslovacia, și în Ungaria. Noi i-am păcălit un pic, dar nu știu dacă i-am păcălit noi sau de bunăvoie au plecat. Aici, și aici sunt controverse vis-a-vis cu, de la povești cu vânătoare până la decizii.
care mie mi-au plăcut, că atunci când s-a luat decizia aia, a fost ziua în care m-am născut eu. Eu cred că au zis rușii, bă, să nu mai aibă ăsta, că o și așa o să aibă destule pe cap. Să nu mai aibă și pe asta. Dar s-a întâmplat. Deci rușii, eu nu mă aștept ca rușii în actuala conducere și tare mă îndoiesc că în viitoarea conducere o să dea înapoi o jumătate de metru de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Și mă aștept ca lor să le convine, de altfel a și zis purtătorul de cuvânt, vocea președintelui, Dmitri Peșcov, astăzi, salutând declarația fostului ministru de externe, secretar de stat Kissinger, privind soluția. Deci ei, la orice moment, bine, status nici nu era vreo surpriză aici, nu? Ce Dumnezeu să zică? Bineînțeles, era clar că era în favoarea lor. Deci va fi foarte greu. Și cum a spus și domn profesor, Zelenski, cum poate să zică că e de acord cu așa ceva? N-au fost de acord cu Minsk 2, care era vorba de o treime în fiecare oblast. Și nu Zelenski separat, ci de autonomie interne, totuși, până la urmă. Zelenski, bineînțeles că a avut niște cuvinte foarte urâte la adresa lui Kissinger, că, indiferent de ce face statul rus, întotdeauna se găsește cineva care să spună să luăm în considerare interesele rușilor, că pentru Henry Kissinger este 1938, nu e 2022, aluzie, nu, la menajamentele la adresa față de Germania și așa mai departe, da. Iar, mă rog, un consilier al domniei sale s-a exprimat într-un interviu în niște termeni pe care și-a asumat de la început că trebuie pus bipuri pe ele de la un capăt la altul. Bun. Dar asta, de fapt, este, domnule Diaconescu, pentru acele țări care ar avea pe agendă chestia asta? Nu e doar pentru acele Henry Kissinger și Chomsky și New York Times? Da. Cine a mai zis? Bun. Acele țări au tot respectul pentru istoria fabuloasă diplomatică a lui Kissinger și atât. Adică nu, în orice caz, nu e trendsetter din punctul ăsta de vedere Henry Kissinger la 99 de ani. Problema, dar circulă prin cancelarii. Este adevărat, în sensul că, până la urmă, poate mai devreme decât mai târziu, trebuie să se găsească un fel de compromis. Unii îl exprimă destul de direct, alții ceva mai îmbrăcat într-un anume tip de mesaj. Problema însă în acest moment, cea mai acută, este acel tip de parcurs care în astfel de situații reprezintă mandat politic standard. Adică încetarea focului verificabilă, coridoare umanitare, retragerea forțelor care invadează, după care se așează la masă pentru un anume dialog. Deci acesta este parcursul standard. Toate aceste elemente însă trebuie negociate și, așa după cum arată gândirea în acest moment, garantate internațional. Ce înseamnă garanții internaționale este foarte greu de spus. Era poate ceva mai simplu înainte de devoalarea crimelor de război și actelor genocidale. Din acest punct de vedere, Tony Blinken tocmai a lansat un grup de lucru american, între americani, Uniunea Europeană și Marea Britanie, de sprijin al procuraturii din Ucraina pentru investigarea acestor fapte. Deci sunt mai multe planuri care se intersectează, acest lucru vreau să spun. Adică nu se poate găsi o rezolvare în plan economic câtă vreme nu se găsește în teatru de operațiuni un anume tip de formulă de încetare a focului. Iar din perspectiva ucraineană, sigur, aici, într-adevăr, răspunsul și atitudinile lui Zelenski sunt cât se poate declare, adresându-se mai ales celor care luptă, ucrainenilor. Și de aici și anumite elemente critice și anumite poziționări în legătură cu sprijinul occidental pe care îl primește. Fără acel sprijin, însă, situația ar fi fost mult mai complicată pentru ei. Dar el trebuie să mențină un anumit tip de standing din acest punct de vedere. Încă un lucru înainte de publicitate despre acest sprijin occidental. Americanii susțin din ce în ce mai puțin sancționarea Rusiei pentru atacarea Ucrainei dacă acest lucru afectează economia lor. E un sondaj Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research, care arată și cum s-a inversat tendința, pentru că luna trecută 51% dintre americani erau favorabili unui val de sancțiuni împotriva Moscovei, 45% voiau prioritizarea economiei. Lucrurile arată exact invers acum. 51% spun nu, dacă ne pune nouă probleme, chestia asta nu ne mai interesează. În general, totuși, cele două economii nu cooperează foarte, cooperează, da. Mă rog, nu sunt, conlucrează prea mult și atunci
această rezervă e de fapt cumva destul de redusă în realitate. Sunt economii diferite și ambele, cel puțin sub aspectul resurselor naturale, pe anumite planuri sunt autosuficiente, ceea ce le permite să joace mult mai independent, pe o parte. Pe de altă parte, nu uitați că și în Statele Unite în această toamnă sunt alegeri. Alegeri foarte importante, de fapt, în Congres. Adică se renoiește camera inferioară, total, și o treime din Senat, ceea ce iar sondajele iarăși de acum nu favorizează deloc partidul președintelui american. Deci există niște calcule iarăși în raport de această chestiune. Totuși, oamenii politici, în țările așa, la 4-5 ani trebuie să obțină realegerea. Sau nu? Cu consecințe nu întotdeauna favorabile lor. Revenim imediat și vă arătăm ce se mai difuzează pe la televiziunile rusești. Lucruri interesante, o să vedeți. Da, vă spuneam că vă arătăm ce se mai vede pe la televiziunile controlate de Kremlin. După ce propagandiștii lui Putin au tot perorat la televiziuni că Rusia poate scufunda pentru totdeauna insulele britanice și numărau, chiar vă amintiți, secundele în care ar ajunge acolo o rachetă nucleară, războiul a intrat în faza unor comentarii de alt gen. Să vedem. Точно, кстати говоря, вот эта девушка, которая там увела парня из семьи, это ведь только начало. И судя по тому, как она, так сказать, вот выглядит, то это еще не тяжелая артиллерия. Сейчас подтянется тяжелая артиллерия. И что там вообще будут это англичане делать? У меня же даже близко никого нет. То есть украинки вообще красивые девушки. Да, războiul a intrat, domnule profesor, în faza atacurilor la frumusețea / urățenia britanicelor, care n-au nicio șansă în fața valului migrator care ar urma să vină de femei din Ucraina. Avem de toate aici, cred, și mitocănie și sexism și la pachet. Da. Nu știu dacă știți sau dacă vă amintiți, probabil, deși în presa noastră n-a apărut, în 2018, când a fost campionatul mondial de fotbal din Federația Rusă, un profesor la MGMO, la Universitatea de Relații Internaționale, a afirmat pe unul dintre posturile centrale că a face dragoste cu o rusoaică face parte din soft power-ul țării respective. Deci au fost niște declarații care nu sunt declarații noi în sensul acesta. Deci, pe o parte. Pe de altă parte, discuția asta e o discuție care, în fond, trivializează sau mai degrabă încearcă să ascunde niște realități. Ce să vorbești zi de zi, nu? Când realitatea este că aștepți, de fapt, o soluție dintr-o parte sau dintr-alta. Adică, până la urmă, și oamenii respectiv, când ajung acolo, stau și mă întreb ce spun unul dintre ei sau ce vor să spună cu adevărat. Păi nu știu, s-au terminat materialele de la Kremlin cu care sunt alimentați zilnic despre soarta războiului. Nu trebuie să punem în situația așa, cel puțin în opinia mea. Vă dau un exemplu. Spre exemplu, nu s-a discutat aproape deloc despre faptul că săptămâna trecută, pentru prima dată, președintele Zelenski a afirmat care este numărul de militari care moare zilnic din partea ucraineană, între 50 și 100. Probabil numărul e ceva mai mare, dar asta este... Ei, nu s-a discutat despre acest aspect aproape deloc. Nu s-a discutat aproape deloc, spre exemplu, deși am văzut texte însă care s-au scris legat de această distinție între numărul de luptători din partea Ucrainei, 700.000 de oameni, și cei care sunt efectiv pe partea în lupta efectivă. Deci sunt niște discuții care în realitate ar trebui duse, dar dacă vrei să le duci în profunzime, s-ar putea ca rezultatele acestor discuții să nu fie favorabile unuia sau altuia. Și atunci poate nu o să mai fi chemat la televiziunea a doua oară. Știu? Hai să vă mai arătăm ceva. E vorba de faimosul lider cecen Kadyrov. Ну, Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. Bun, să decriptăm mesajul, că e viral, în afară de faptul că, mă rog, poate sau nu poate fi sub influența alcoolului. Ce ar fi cele 6 secunde, domnule general? La ce e aluzia cu cele 6 secunde? Cele 6 secunde ale lui e un moment de delir. Pentru că să nu uităm, în prima fază a războiului, un detașament de vreo 400-600 de
Kadyrovci, cum le spun rușii, Kadyrovci, cum le spun rușii, aveau misiunea să curețe Kievul, nici n-au intrat în Kiev. Deci să fie și ei mai ponderați la situația asta. Nu, este încă una din declarațiile belicoase care sunt făcute de persoane, nu, el e o persoană oficială, este apropiat președintele Republicii Cecene și apropiat al lui Putin. Dar de astfel de declarații s-au făcut și de ministrul de externe, s-au făcut și de purtătorul de cuvânt, s-au făcut de fostul președinte Medvedev, s-a făcut de cel care este șeful agenției atomice privind capacitățile. Și până la urmă au rămas declarațiile de pe lista de război informațional, mesaje de transmis. Fiți cuminți că batem Polonia. N-am trecut de Lugansk, dar îi batem pe polonezi, dar nu se văd. Da. Deci, haideți să o luăm în retorica beligeranței și nu în realitate, în capacitatea o luăm, de a se realiza. Așa o luăm, bineînțeles că așa o realiza. Luăm, dar este adevărat că nu le cade bine poziția Poloniei. Da. Nu le cade bine poziția Poloniei, Polonia fiind indiscutabil unul dintre cel mai mare suporter al Ucrainei în această confruntare și placa turnantă prin care se alimentează marea majoritate a resurselor. Polonia cu o retorică, cum să spun, extrem de virulentă, sigur, și cu o transparență în legătură cu partea de ajutor militar, ca și alte țări. Și uite ce spune domnul general, mi-aduce aminte de o întrebare care s-a pus în prima parte, în prima oră a emisiunii noastre de astăzi seara. Domnule, dar România s-a hotărât odată ce comunică? Ultimul mesaj pe care îl avem e de la Marcel Ciolacu de acum vreo săptămână într-un interviu de presă, nu în vreo comunicare oficială, care zicea: România încă se gândește. Ne mai gândim mult? E bine să ne mai gândim mult? Nu, e bine să ne obișnuim, să cultivăm, educăm, antrenăm politicieni care să știe să vorbească în timp de război. Eu înțeleg că la partidele politice nu există genul ăsta de formatare, nu numai la noi, în mai multe zone, dar pe de o parte disciplina, pe de altă parte atenția de a puncta ce trebuie, reprezintă, după părerea mea, o chestiune de maximă importanță în ceea ce privește comunicarea celor care ne reprezintă. De ce? Pentru că noi cum ne informăm? Și fiecare citim și înțelegem ce mă înțelege. Unii îl cred pe ăsta, vorbind pe Kadyrov, ce o să facă el în 5 secunde. Alții se uită cu oarecum cu temere în legătură cu propria viață, cu familia lor. Deci v-am spus, sunt oameni care mă întreabă în benzinărie, nu? Dar e cazul să plec în Germania. Eu am niște rude acolo. De ce, domnule? Păi din cauza de război. Joci mediatic o chestiune cu pastile cu iod. Măi, fraților, nu? Oameni buni. Inducând ideea amenințării nucleare. Nevoie de ele poftim, repede. Da. Deci, da. Cum să zici, asta o faci statal. Bun. Deci nu e vorba că iese unul noi la noi în stadiu în care ne gândim dacă are nevoie. Nu, am senzația că e una... Sau facem ceva, că nu știu cum să mă îngrijorez mai tare. Sau facem deja ceva și mințim că nu eu facem. Eu înțeleg că există un anume tip de timorare din acest punct de vedere. Eu am lucrat în externe în perioada de aderare când dumneavoastră nu ne întrebați nimic altceva decât să ne duceți în Occident. Da. Ei, acum nu mai e situația asta. Deci trebuie să se obișnuiască cu un anume tip de comunicare publică, da, dificilă, complicată, normal, că se adresează emoției. În mod evident. Dar în care asta e situația. Și adevărul. Adică să avem grijă ca să spunem cât putem okay, să spunem. Ok, un adevăr controlat, dar da. Fără profesionist. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. Pe mâine la Actualitatea. O seară bună.